Sunt la Ciocana Chișinăului, în capătul bulevardului Mircea cel Bătrân, în capătul aleii pietonale, care iată începe cu o pistă biciclistică verde, brusc, de nicăieri, din șantier. Bine, explicabil, poate încă nu e gata șantierul, văd că e piatră pe jos. Dar au avut de unde să instaleze deja camere de supraveghere. Biserici am văzut la fiecare intersecție, dar știți ce n-am văzut? N-am văzut nicio toaletă. E minunat că sunt locuri de joacă pentru copii. Mai încolo am văzut chiar și aparate de antrenat maturi, paralele, bară. Îmi pare că de diferite dimensiuni, poate acolo așa să ajung la ele. 2,5 km de alee pietonală, inclusiv pistă biciclistică pentru trotinete și tot așa. E minunat că aici poți să înveți a pedala copii. Și chiar minunat că aici e separat, dincolo e amestecat cu traficul de pietoni și e periculos să-ți vină mai ales niște copii din ăștia care pedalează imprevizibil și abrupt, să dea cu o bicicletă de 30, de 50 de kg peste un copil, de exemplu, ți-l omoară, ți-l schilodește. Deci aici e separat și e minunat, chiar dacă mai merg oamenii pe acolo, dar o să se întâmple un accident, două, trei și o să învețe, că trebuie să meargă separat de bicicliști. Altă jumătate sau mai mult de jumătate din alei s-a amestecat apele și e periculos, ar trebui să aibă în vedere măcar pe viitor când se mai fac astfel de spații pietonale. Nu e foarte sănătos de făcut sport sau de odihnit aici, când și de o parte și de alta e flux continuu de mașini, trafic greu. Dar poate o să crească copacii ăștia și o să facă o perdea verde izolatoare. Izolare măcar cât de cât de noxe, de praf și de zgomot. Dar totuși e absolut necesar să se bage toalete. Atâția oameni ies aici pentru sport, pentru odihnă, și nu au unde să ducă pentru necesități fiziologice. Am văzut niște copii spișau în tufe, în boscheț. Ceea ce e minunat, ecologic, dar nu prea adecvat. Niște femei, niște bătrâni, niște oameni maturi nu o să facă asta, nu? În boscheț, pentru că e cam contravenție, cam ilegal și imoral. Poate aici la Kaufland să aibă toaletă la intrare. În lumea civilizată, magazinele astea Kaufland au toalete publice accesibile și gratis, nu cum l-am văzut azi la Sun City. Trebuie să dai 2 lei pentru toaletă la centru comercial, care e obligat să aibă toaletă. Dar dacă nici primăria nu are toaletă publică, nici în parcuri nu există toalete publice, chiar dacă au făcut acolo loc pentru vânzări, produse artizanale, picturi și tot ce vrei, nici pentru oamenii aceia n-au făcut o toaletă, ca să vedeți cât de mare e disprețul autorităților pentru necesități fiziologice elementare. Dar asta e măsura civilizației. Civilizația începe de la numărul de toalete și curățenie din ele și accesibilitatea lor. Că degeaba faci toaletă, cum iată, ziceam, la Sun City, dacă ai pe scări jos la subsol și nu poate coborâ un om cu nevoi speciale. Degeaba aveți lift la etaj pentru shopping și altceva, dacă la toaletă omul nu poate să coboare. N-aveți lift până la toaletă. Deci iată
o formă de discriminare și cam tot orașul ăsta, inclusiv clădiri care azi, anul ăsta, se dau în exploatare. Nu au accesibilitate elementară și nici condiții din astea sanitare. Chiar dacă legea îi obligă și locuri de parcare și rampe de acces și toaletă pentru toată lumea, nimeni nu respectă și nimeni nu pățește nimic. Pentru că de ce? Pentru că suntem într-o țară de 2 lei și 3 bani, în care nici cetățenii de rând, nici demnitarii nu pun preț pe legi, pe norme, pe funcționarea instituțiilor, și avem situația pe care o merităm, pe care o construim cu mâna proprie. Pe oricine îl pui într-o funcție publică, se comportă exact ca foștii demnitari, ca agrarienii, ca comuniștii, ca anticomuniștii. Deci, probabil, trebuie să începem de la noi, lucrurile trebuie să schimbe de la cetățeanul de rând, de jos, și lupta cu corupția, și igienă, sanitarie, nu? Să nu aruncăm chiștoace, să nu scuipăm pe jos, nici coși de semințe, nici salivă. Eventual, dacă e pandemie, să purtăm măști, ne spălăm pe mâini, să folosim dezinfectanții din transportul public. Iată, la Chișinău, măcar formal, există dezinfectant, pe când la București n-am văzut în transportul public așa ceva și n-ar costa mult, dar ar preveni răspândirea infecțiilor. Iată aparatele pentru sport. Ziceam că și maturii poate să își întrețină sănătatea aici, dar văd că mai mult copiii se ocupă de asta. Mai sunt buticuri pe mijlocul alei, mai pot oamenii să-și cumpere o înghețată sau un suc, dar n-au unde să le ducă dacă vine vremea și au pedalat prea mult sau au stat prea mult pe internet. Este mai pe undeva aici un copac din ăsta cu priză USB și cu Wi-Fi pentru cine total deconectat și nu are internet sau nu are curent să-și încarce telefonul, dar nici o toaletă pe 2 km jumătate de bulevard cu o alee pietonală foarte populară, mai ales vin, ziceam, părinți cu copii și copiii, dacă vrea acum, vrea pipi caca, ori se duc în boscheți, ori se duc acasă și își termină plimbarea, distracția. Și e necesar cât mai multă mișcare la orice vârstă. Cam atât am vrut să vă zic. Eu sunt aici ca să strâng semnături. Încerc să candidez independent la Parlament. Am fost 3-4 zile pe Bulevardul Central în fața primăriei, dar azi am zis ia să ved ce se întâmplă la Ciocana. Ieri, pentru că tuna, fulgera, era ploaie puternică, am ajuns la Râșcani și am stat în pasajul de la intersecția străzilor Kiev-Rusov cu Bulevardul Moscova și am comunicat cu oamenii de la Râșcani câteva ceasuri și am văzut că nu sunt foarte primitori. Aici, iată, am mers 3 km pe bulevardul ăsta și doar în capăt a semnat pentru mine un bărbat, un lector universitar, și în capătul celălalt o femeie care zice că mă urmărește de mult timp. În rest, ceilalți oameni ori n-au buletinul, dacă vor să semneze, ori nici nu vor să reacționeze la apelurile mele. Așa că, oameni buni, în schimb, l-am întâlnit pe Richie Ardezianu și a zis că el a semnat deja, ar fi semnat pentru mine, dar a semnat deja pentru un alt candidat independent. Iată, am aflat prima dată că mai există un independent. Un general, fost ministru al apărării, dar iată am lapsus și nu mai amintesc cum îl cheamă. Pentru general o semnat. Bine, să mai fie independent, sper măcar el să adune 2000 de semnături și să poată candida independent. Încerc și eu, în a patra zi, mă tem că n-am făcut nici medie din zilele anterioare de 50 de semnături, azi sâmbătă a fost mai slab acolo în centru și iată, vedem că și la Ciocana e cam distrată lumea, cam relaxată.
Săptămâna viitoare sper să fie mai productivă. Vă rog să mă ajutați cu like, share, comentarii și eventual ziceți-le celor care ar putea să semneze pentru mine să mă găsească în timpul săptămânii de la 10 la 7 seara la kilometru 0, adică peste drum de primăria Chișinău, în fața poștei centrale. Noroc!